4 din 5 locuințe românești nu au asigurare împotriva dezastrelor, arată datele. Mai grav este că majoritatea gospodăriilor neasigurate se află în mediul rural, cel mai expus catastrofelor precum inundațiile sau alunecările de teren. În afară de zona capitale, unde aproape 40% dintre locuințe beneficiază de protecție, cel mai bine stau la acest capitol județele Brașov și Timiș, cu aproximativ 30% case asigurate. La polul opus se află Gorj, Botoșan și Olt, unde mai puțin de 8% dintre gospodării sunt protejate. Anul trecut, românii care și-au asigurat casele au primit în total despăgubiri de peste 5 milioane de lei, cele mai multe fiind daune produse de inundații. În legătură telefonică directă cu noi este doamna Nicoleta Radu, director PAID România, polul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Mulțumesc, doamna Radu, pentru această intervenție. De ce atât de puțin? Bună seara! Deși majoritatea românilor are cunoștință despre existența acestei legi 260 care se ocupă de asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale, totuși nu se conștientizează suficient riscul la care este supusă, la care este expusă România față de aceste riscuri și mă refer cu precădere la cutremur, alunecări de teren și inundații. Cutremurul, se știe, este un risc extrem de grav pentru România, cu un impact foarte mare, dar în aceeași măsură și inundațiile și alunecările de teren au un impact zonal deosebit de important pe care cetățenii României nu îl conștientizează suficient. Bun. Care este suma medie, doamna Radu, care trebuie plătită pentru o poliță cu asigurare obligatorie? Conform legii, în momentul de față există două categorii de prime de asigurare pentru două sume asigurate. Există categoria de polițe de tip A cu o primă de asigurare de 20 de euro pentru care se asigură o sumă asigurată de 20.000 de euro. Aceste prime se plătesc pentru locuințele construite din materiale rezistente, de regulă beton, cărămidă, de regulă materiale tratate termic, și mai există și polițele de tip B, pentru care primele sunt de 10 euro și pentru care se asigură până la 10.000 de euro în funcție de valoarea locuinței și de dauna produsă. Pentru locuințele care sunt construite din materiale mai puțin rezistente, de tip pământ, chirpici, materiale care de regulă nu sunt tratate termic. Da, Radu, aveți de gând să faceți ceva în privința acestei asigurări obligatorii? Vedem că ea nu este o obișnuință, nu este obligatorie, dacă putem spune așa, pentru că românii nu o fac. Au fost niște proiecte începute de niște primari, dar care au rămas la nivel de proiect pentru că, vedeți, vin alegerile și atunci lucrurile se schimbă. Da, din păcate, punerea în aplicare a acestei legi se face prin autoritățile locale care au obligația să verifice și să sancționeze cetățenii în cazul în care nu au această asigurare. Noi am văzut și am spus întotdeauna că acest mod de funcționare nu merge, pur și simplu nu merge pentru specificul României, pentru acest tip de campanii electorale care apar foarte des în România. Acest tip de abordare nu este unul eficient. Așa încât noi ne-am dat seama că lucrurile nu merg în zona asta de aplicare și am început noi să luăm măsuri prin noi înșine, noi PAID, care nu avem neapărat un rol în aplicarea legii. Și am făcut campanii de conștientizare, am lucrat foarte mult la planul nostru de comunicare. Bun. Am avut o campanie media, TV, online. Deci încercați prin aceste campanii să faceți românii conștienți de riscurile la care se expun. Mulțumesc, Nicoleta Radu a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.